Praznicele împărătești, icoana nașterii Domnului, aspecte biblice, reprezentări iconografice. Disciplina religie, cultul ortodox, clasa a șaptea. Icoana nașterii Domnului este una dintre cele mai cunoscute și mai întâlnite, dar simbolistica ei de multe ori este necunoscută. Chiar și în cele mai simple icoane cu această sărbătoare, avem reprezentați pruncul Iisus Hristos, Maica Domnului și dreptul Iosif. Însă icoana cel mai des întâlnită are mai multe scene ce ne amintesc de primele evenimente de după nașterea Domnului. Icoana prezentată poate fi împărțită în 6 părți. În primul registru, cel de sus, apare bolta cerească. O singură rază răsare din ea, arătându-ne că Dumnezeu este unul în ființă. Raza se desface în trei pentru că avem Sfânta Treime, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Raza de lumină dumnezeiască ajunge până spre capul pruncului Iisus. În al doilea registru este reprezentată Maica Domnului stând pe o hlamidă sau o mantie purpurie, culoarea imperială din Imperiul Bizantin, simbol al faptului că ea este împărăteasa îngerilor. Aici se arată unirea dintre divin și uman. În stânga sunt boul și asinul, amintite într-una din prorocirile din Vechiul Testament. Dedesubt, dreptul Iosif șezând îngândurat pe o piatră. Acesta închipuie pe tot omul slab în credință, a cărui rațiune nu poate depăși hotarele realităților văzute. De aici și dificultatea de a accepta minunile. În stânga lui un om care reprezintă pe amăgitorul, deghizat în chipul unui păstor care îl hărțuiește pe Iosif, logodnicul fecioarei, cu întrebări perfide. În partea dreaptă sus, în afara peșterii, un înger vestește nașterea Domnului unui păstor. Dacă ne amintim că a colinda înseamnă a vesti, iată că avem primul colind, cel al îngerilor către păstori. În partea stângă sus, vedem îngerii slăvind pe Dumnezeu. Prezența îngerilor mărturisește despre dumnezeirea pruncului. În partea stângă jos, sub îngeri, sunt cei trei magi venind și aducând daruri. Magii nu au aceeași vârstă, unul este tânăr, altul matur și altul bătrân, ceea ce ne descoperă că mesajul adus de Hristos se adresează tuturor oamenilor, adică întregii omeniri. Iată aici o altă reprezentare a nașterii Domnului. Identificați elementele definitorii din icoană. Să privim icoana nașterii Domnului de la Betleem. Priviți raza care vine din cer. Pe la mijlocul ei, raza formează o stea. Muntele, auster, sugerează lumea neprimitoare și ostilă. Stâncile, ascuțite, ale acestui munte, sunt trădate asemenea unor trepte, sugerând unirea cerului cu pământul, prin pogorârea lui Dumnezeu la om și urcarea omului la Dumnezeu, prin minunea întrupării lui Hristos. Sunt convinsă că ați privit cu atenție icoana. Acum să descoperim simboluri noi în aceasta. În cadranul 1 v-am prezentat steaua formată din rază. Notați voi diferențele descoperite pe o foaie. Să ne verificăm. În cadranul al doilea, magii sunt călări. 3. Maica Domnului stă în genunchi. 4. Avem 3 păstori. 5. Un înger stă lângă Iosif pentru a-i spune ce trebuie să facă după nașterea Domnului. 6. Fuga în Egipt. Împreună cu profesorul vostru, identificați elementul nou din această icoană. Scena îmbăierii. Din mărturiile episcopului Arnulf,
pelerin la Betleem în secolul al VII-lea, reiese că lângă peștera în care s-a născut Hristos exista o cuvă de piatră care, potrivit tradiției, ar fi cea în care a fost spălat pruncul după nașterea sa. În Evanghelile apocrife ale lui Iacov și Matei se vorbește despre două femei, Salomea și Zelemi, chemate de Iosif pentru a o ajuta pe Fecioara Maria. Alte icoane ale nașterii Domnului din bisericile ortodoxe. Opriți filmul și căutați elementele definitorii din fiecare icoană.